Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și în ciuda vremurilor și a vremii, să ne mai înseninăm puțin și să aflăm câteva sfaturi și lucruri importante de știut care vă pot face viața mai frumoasă. Viața, pe cât este de complicată, pe atât este de frumoasă. Adesea când vorbesc despre viață, mi-amintesc de filmul Viața e frumoasă, în italiană La vita e bella, o tragicomedie italiană din 1997, regizată de Roberto Benigni, care interpretează rolul principal, Guido Orefice. Un evreu italian își folosește imaginația pentru a-și proteja copilul de ororile care au loc în lagărele naziste prin care trec. Filmul este o fabulă în stil chaplinian despre puterea imaginației de a se împotrivi crudelor realități din Europa în timpul celui de-al doilea război mondial. În centrul poveștii se află Guido, Roberto Benigni, un personaj încântător caracterizat printr-o inocență copilărească și nutrind un mare vis, acela de a deschide o librărie proprie. Este anul 1939. Guido a venit în Arezzo, un orășel din Toscana, împreună cu prietenul său, poetul Ferruccio, Sergio Bustriț. Ignorând antisemitismul manifestat cu din ce în ce mai multă violență de către guvernul fascist, Guido se îndrăgostește de Dora, o tânără și frumoasă profesoară, Nicoleta Brasca, actrița preferată a lui Benigni. Din păcate, Dora, pe care el o numește prințesa, este logodită cu un oficial fascist din localitate. Dar Guido nu se lasă impresionat și în felul său amuzant reușește să o cucerească pe Alasa inimii lui și să o determine să-l urmeze. După 7 ani îi găsim pe Guido și Dora căsătoriți și cu un fiu, Josue, Giorgio Cantarini. În sfârșit, Guido a reușit să-și deschidă librăria mult visat. Din păcate, antisemitismul a atins în Italia cote maxime și într-o zi Guido și fiul său sunt ridicați de către forțele de ordine și internați într-un lagăr de concentrare. Pentru a rămâne alături de cei dragi, Dora cere să meargă și ea în lagăr. De acum încolo, unicul scop al lui Guido este să-și salveze fiul și mai ales să salveze inocența acestuia, deoarece nu vrea să ajungă precum este el. Filmul a fost un succes de critică și financiar, Benigni câștigând premiul Oscar pentru cel mai bun actor în 1999, precum și premiile Oscar pentru cea mai bună coloană sonoră și cel mai bun film străin. Am ales pentru voi o serie de sfaturi utile, unele mai vechi, altele mai noi, cu scopul de a vă ajuta să aveți o viață mai frumoasă. Căsătoriți-vă cu cel sau cea mai bună prietenă. Dacă persoana cu care vă simțiți cel mai confortabil nu este soțul sau soția dumneavoastră, atunci ce mai așteptați? Presupunând că această persoană nu este membra a familiei voastre. Continuați să învățați. Dacă treceți prin viață fără niciun scop, atunci veți avea de pierdut. Întotdeauna extindeți-vă intelectul. Iertați cât mai mult posibil. Dușmânia nu aduce beneficii. Faceți ceva care nu implică doar un câștig material. Timpul trece mult mai repede decât ați crede. Acest efect se accelerează odată cu înaintarea în vârstă. Unele lucruri nu pot fi învățate, ele pot fi doar experimentate. Bogăția este relativ neimportantă. Nu vă mințiți singuri. Trecutul este ceva din care puteți învăța, nu este ceva în care să trăiți. Bogăția este măsurată prin fericirea voastră și nu prin situația voastră financiară. Faceți lucruri pentru voi înșivă în tot ceea ce întreprindeți, nu trăiți pentru alți oameni. Învățați să acceptați criticile. Valorificați oamenii din viața voastră. Fiți fericiți pentru alți oameni care sunt fericiți. Îmbrățișați vulnerabilitatea. Provocați-vă câte puțin în fiecare zi. Calitatea este mai importantă decât cantitatea. Nu fiți prea atașați de lucrurile materiale. Căutați oameni cu credințe și viziuni asupra lumii diferite de ale voastre și încercați să aflați partea lor de poveste. Trăind o viață bună este cea mai bună cale posibilă pentru a convinge oamenii. Nimeni nu a înțeles totul. Nu este o rușine să spui nu știu. Posesiunile vă posedă pe dumneavoastră. Ieșiți afară și faceți ceva cu alți oameni. Nu vă grăbiți. Nu-i puteți mulțumi pe toți. De-a lungul vieții o să faceți greșeli și încomulțime. Folosiți loțiunea de plajă. Nu vă mai gândiți atât de mult și acționați. Dansați și cântați oricând aveți posibilitatea.
Nu știți ce aveți decât atunci când nu mai este. Puneți-vă mândria la o parte și cereți scuze. Oamenii nu sunt singuri atunci când cred că sunt singuri. Iubirea nu este tot ce aveți nevoie, dar dacă nu o aveți într-o formă sau alta, atunci viața voastră va fi foarte goală. Viața este de un milion de ori mai ușoară atunci când vă concentrați pe lucruri mărețe și nu pe lucruri negative. Iarba este mai verde doar acolo unde turnați apă. Banii nu sunt un scop, ci un mijloc. Nimeni nu vă poate repara. Voi trebuie să vă reparați singur problemele sau să vă adaptați la ele. Alții poate vă vor putea ajuta, dar numai cu puțin. A fi un geniu în termen de IQ nu înseamnă nimic dacă nu contribuiți cu ceva important în societate. Oamenii sunt cea mai mare resursă a voastră. Repetiția este mama învățăturii. Onestitatea este cea mai bună politică. Ascultați mai mult și vorbiți mai puțin. Determinarea și motivarea sunt esențiale. Să nu vă uitați umanitatea. Luați-vă timp și practicați umilința. Doar voi aveți puterea și abilitatea de a vă controla propriul nivel de fericire. Doar voi puteți controla cât de fericiți vă permiteți să fiți. Faceți mai multe lucruri care vă plac și mai puține lucruri care nu vă plac. Inspirația este totul și totuși este nimic dacă nu acționați în baza ei. Fiți prezenți aici și acum. Sunteți norocoși. Viața voastră este un dar. Realizați acest lucru. Atunci când faci primii pași în viața adultă, este bine să ai o bază solidă de cunoștințe care să te ajute să ai o viață echilibrată. Din păcate, nimeni nu are aceste cunoștințe din naștere și trebuie să faci multe greșeli din care să înveți pentru a te dezvolta ca individ. Voi continua cu 20 de sfaturi care te pot ajuta în viața de zi cu zi. Cum să controlezi cumpărăturile din impuls? Unul dintre lucrurile principale care îți pot provoca dificultăți financiare sunt cumpărăturile din impuls. A cumpăra haine atunci când nu ai nevoie de ele. A cumpăra diferite lucruri tehnologice doar pentru că sunt la modă. A comanda diferite lucruri online doar pentru că este ușor. Trebuie să înveți să-ți controlezi aceste impulsuri. Trebuie să te gândești bine înainte de a face orice fel de cheltuială. Trebuie să vezi dacă ai banii necesari și dacă ai cu adevărat nevoie de acel lucru. Trebuie să rămâi activ. Atunci când ești adolescent, ești mult mai dispus să practici sportul, să faci mișcare. Dar odată ce pășești în viața adultă, aceste activități se diminuează. Cu cât programul tău de lucru va fi mai aglomerat, cu atât vei deveni mai sedentar. Și corpul tău va resimți din plin lipsa de activitate fizică. Trebuie să te menții activ și în viața ta matură, deoarece ritmul de viață alert te va menține sănătos și în formă și vei avea multe beneficii pe termen lung. Cum să-ți planifici finanțele? Poate că dintotdeauna ai știut că trebuie să-ți planifici bugetul și să-ți urmărești cheltuielile atunci când pășești în viața adultă. Dar poate că planul tău nu este întotdeauna urmat literă cu literă. Trebuie să continui practica și să-ți îmbunătățești abilitățile de planificare financiară. Mâncarea nesănătoasă se va întoarce împotriva ta. Nu doar viața sedentară te poate îngrășa și afecta sănătatea, dar și mâncarea nesănătoasă. Toate alimentele foarte procesate, dulciuri, prăjeli, zahărul rafinat, toate astea îți afectează organismul și în special când înaintezi în vârstă observi toate influențele negative pe care toate acestea le au asupra ta. A fuma este un lucru idiot. Când începi să fumezi din diferite motive, totul ți se poate părea o joacă. Anturajul fumează, așa că și tu trebuie să mai aprinzi o țigară din când în când. Asta până la momentul în care dependența este mult mai puternică decât ești tu. Și aportul pe care îl aduc țigările asupra sănătății tale poate fi unul dezastros. Trebuie să învingi această dependență, indiferent de cost. Înființează un fond de pensionare. Când ești tânăr, nu acorzi atenția cuvenită multor lucruri, dar trebuie să realizezi că timpul se scurge indiferent că vrem acest lucru sau nu. Și vârsta pensionării va veni mai repede decât ne așteptam. Trebuie să-ți înființezi un fond de pensionare cât mai curând, în așa fel încât să ai o plasă de siguranță când va fi cazul. Toate lucrurile pe care le faci și care ți se par foarte grele, îți vor fi de folos mai târziu. Poate că sunt multe dăți în care munca pe care o faci se pare extrem de grea și urăși fiecare minut. Munca grea nu este floare la ureche, dar
Fiecare clipă te va recompensa pentru munca ta pe termen lung. Abilitățile și obiceiurile pe care le dezvolți în această perioadă te vor ajuta toată viața și te vor transforma într-o persoană mult mai capabilă. Nu cumpăra un lucru uzat fără a-l controla în amănunt. A cumpăra un lucru uzat, de exemplu o mașină, poate fi un lucru inteligent, dar trebuie să fii foarte atent la fiecare detaliu. Dacă nu ești atent la micile defecte, acestea te vor costa foarte mult pe termen lung. Nu vinde nimic prietenilor fără un contract. Acest lucru te poate costa foarte mult dacă înțelegerea făcută este doar verbală. E foarte posibil să nu-ți mai vezi banii niciodată. Fă-ți timp să-ți urmezi pasiunile, indiferent de cât de ocupat ești. Când pășești în viața lucrativă, timpul tău liber este foarte limitat. Și încet uiți să-ți mai acorzi timp să faci ceva ce-ți place și care te delectează. Și atunci când mai vine și familia, nevoile tale sunt lăsate pe ultimul loc. Nu-ți neglija pasiunile. Acestea te fac o persoană mai bună, deoarece îți permit să te relaxezi și să te bucuri de micile plăceri ale vieții. Fixează-ți un timp pe săptămână în care să faci ceea ce iubești și nu lăsa nimic să intervină în acest timp. Toate lucrurile care sunt stresante acum nu vor mai conta peste 10-15 ani. Când ți se întâmplă anumite lucruri acum, la momentul prezent, acestea pot însemna totul pentru tine. Nivelul stresului poate atinge cote maxime, dar ai putea să fii mai puțin stresat dacă ai realiza că toate aceste lucruri nu vor mai conta așa de mult în viitor. Perspectiva este un lucru important pe care trebuie să-l învățăm. Prietenii pe care ți-i faci sunt mult mai importanți decât locul de muncă sau lucrurile pe care le cumperi. Tot timpul pe care îl petreci în fața televizorului este o uriașă pierdere de timp. Copiii tăi vor crește mult mai repede decât te aștepți tu. Nu pierde niciun minut. Poate că petreci multe ore la muncă, făcând tot posibilul ca copiilor tăi să nu le lipsească nimic din punct de vedere material, dar este extrem de important să petreci timp cu ei și să te bucuri de clipe împreună, pentru că te vei trezi că au ajuns la maturitate și tu nu i-ai îmbrățișat. Timpul petrecut cu copiii tăi și amintirile pe care le formezi sunt mai importante decât lucrurile materiale. Concentrează-te pe a fi fericit. Poate că ai avut multe lucruri în viața privată și profesională care ți s-au părut extrem de negative. Dar de multe ori exagerăm gravitatea evenimentelor și toate acestea sunt o pierdere de timp și energie. Încearcă să te concentrezi mai mult pe partea pozitivă a fiecărui lucru și vei fi mult mai fericit. Acordă mai multă atenție blogurilor cu teme interesante. Poate că atunci când vezi un anumit blog nu-i dai mare atenție, dar poți învăța foarte multe de la acestea. Ține un jurnal. Când viața devine agitată, e normal să uiți anumite lucruri. Nu lucruri pe termen scurt, dar pe termen lung. Uiți amintiri importante din copilăria ta sau a copiilor tăi. Pentru ca toate aceste lucruri plăcute să rămână eterne, ține totul scris într-un jurnal. Alcoolul în exces este un lucru extrem de negativ. Repercusiunile băuturilor alcoolice ar trebui să ne facă pe toți abstinenți. Realizează-ți o dorință mai veche, fie că este vorba despre a alerga la un maraton sau de a face o excursie exotică. Ați îndeplini visele copilăriei, este un lucru important pentru moralul tău. Toate greșelile pe care le faci în viață merită. În viață trebuie să faci propriile greșeli și să trăiești propria viață după principiile tale. Poți să fii atent la sfatul unei persoane, dar din greșeli înveți mult mai mult. Fiecare experiență negativă sau pozitivă ne construiesc caracterul. Durerea, stresul, drama, munca grea, greșelile, depresia, datoriile, obezitatea, toate acestea merită sacrificiul nostru. Prieteni, mă opresc aici cu speranța că dacă nu toate aceste sfaturi vă sunt utile, cel puțin o parte dintre ele vă vor fi folositoare într-o viață și vă vor face să exclamați: viața e frumoasă, la vita e bella. Sunt Cristian Alexandrescu și vă spun să nu ratați premierele documentarelor realizate de noi. Pe lângă faptul că pe chatul live al canalului veți interacționa cu alte persoane în timp real, veți avea ocazia să vă împrieteniți mult mai ușor. De asemenea, veți fi primii care veți accesa noi informații. Nu uitați să împărtășiți prietenilor voștri tot ceea ce considerați că este util pentru ei
și-i trimiteți linkul documentarului preferat. Prieteni, pe curând!